găsit, prieteni, într-o zi de doliu în lumea întreagă, dar în care unele competiții se desfășoară, de exemplu, turul ciclist al Țării Vacilor, pentru că este o întrecere pe echipe și nu putea fi amânată, chiar dacă a existat un status quo în lumea sportului în general în aceste zile. Dar avem pe Valverde cu a doua victorie de etapă în manșa de ieri, de la Alțasu, care însă nu a schimbat cu nimic ierarhia generală și cu echipierul său rămânea în fruntea ierarhiei generale, Aitor Ossa. În orice caz, Valverde ne arată calitățile unui ciclist total care poate să cațere, să sprinteze, să chiar să evolueze bine la contracronometru. Mâine spunem, cred că totul va fi ok pentru echipa mea, slujba mea, misiunea mea este să-l ajut pe Aitor Ossa să câștige această cursă. Cred că el merită să o facă din ceea ce a arătat până acum și am impresia că e cel mai bun, a spus Valverde, dar ce putea să spună altceva despre coechipierul său și liderul competiției. Îl vedem pe Aitor Ossa îmbrăcând încă un tricou galben, însă tare mi-e teamă că astăzi, după cele două semi-etape, prima în care avem acum imagini în direct de doar 93 de kilometri cu Jens Vogt aici de la CSC, atacant de devreme într-o zi urâtă, tare mi-e teamă că Aitor Ossa va fi deposedat de acest bun al său pe care el are de câteva zile, pentru că după amiază, de asemenea în transmisie directă la Eurosport, spre seară chiar, există un contracronometru individual, e adevărat, de doar 9,3 km. Interesant, etapa are 93 de km de azi, iar contratimpul 9,3. Nu sunt probe lungi, tocmai pentru că sunt plasate în aceea zi, la contracronometru, din câte am văzut eu valunat, însă se va juca acest tur al Țării Bașilor, dacă nu cumva se va întâmpla în această manșă ceva deosebit. Și când îl vedem pe Jens Vogt, fost purtător al tricoului galben în Turul Franței, câștigător de etapă în Turul Franței și un specialist al criteriului internațional, ne putem gândi la orice. Alături de Vogt, un ciclist de la Cofidis, știam că Vogt e singur în frunte, dar până la urmă nu. Până la urmă se pare că alături de el ar fi trebuie să vedem imediat. Mai este și un ciclist de la Euskaltel. Ximenez, la Tasa. Să-ți vină să crezi. De la Euskaltel, da. Știi cine e de la Cofidis? De la Cofidis aflăm imediat. Cine este? Luis Perez, exact. Pe care l-am văzut și ieri. Luis Perez, da. Avem de la David Amon Lotă, la Fasa Borto, de asemenea cicliști acolo. Și unul de la Domina Vacanțe. Da. Aici însă Jens Vogt, care rulează cu nasul în ghidon, cum spun cicliștii, adică extrem de concentrat, pliat pe bicicletă pentru un aerodinamism cât mai mare și pentru eficacitate sporită a evoluției sale. Trebuie să spun ceva, Jens Vogt nu mai are nicio șansă în ierarhia generală, are 12 minute și 48 de secunde întârziere, nu ocupă decât locul 108. Jens Vogt a fost așadar lăsat de oamenii grei din pluton să evadeze, să-și facă de cap în această zi pe 5 grade Celsius la plecarea din Alsasu. Până la urmă e singur totuși. Înțeleg. Mai trece peste un sprint intermediar, al doilea pe care îl câștigă. E singur sau nu e singur, Jens Vogt? Nu știu cât e de singur. Mi s-a părut că nu e chiar atât de singur, dar noi așa aveam informația cum că ar fi urmat de niște cicliști care au ieșit cei din pluton, dar că aceștia au o întârziere față de Vogt. A, se pare că e alt ciclist de aceiași cei care împreună cu ceilalți care și care ar fi la vreo 1 minut și 40 față de Vogt în imagine acum, ia pluton la vreo 3 minute. Da, era o imagine senzațională acolo, în alb și negru, ca într-un film de mult. Asta e Vogt, cu bicicleta asta specifică Cervelo. Vogt, am impresia ca și Ivan Basso de la aceeași echipă, a fost dus de această formație Cervelo în Massachusetts pentru teste în tunelul aerodinamic. În Italia se spune că sunt mult prea scumpe și atunci trebuie să te duci până în Statele Unite ca să faci asemenea teste pe care și Lance Armstrong și toți marii cicliști care vor să câștige curse importante trebuie să le facă pentru a-și optimiza poziția pe bicicletă, felul de a pedala și așa mai departe. Și notătorii fac în tunelul aerodinamic, bineînțeles că ei evoluează în alt mediu decât cel atmosferic în principal, dar există la fel tot felul de teste care îți arată greșelile pe care le faci în mișcările, altfel de zi cu zi în meseria respectivă. Eu am avut impresia la un moment dat că sunt doi de Jens Vogt, două ipostaze, joacă la două capete Jens Vogt și de fiecare dată e singur. Acum dacă papa a dispărut, probabil că s-a dat liber și la clonări.
Nici aici, de exemplu, nu e Vogt. E un ciclist de la Bouygues Telecom și unul de la Domina Vacanțe. Sau David Amonlot. Nu, eu zic că e de la Domina Vacanțe. Și eu zic la fel, da. Iată. E Domina Vacanțe. Extrem de periculoasă șoseaua în aceste zone. Nu știm nici cine e unii, nici celălalt. Nu. Aproape că vrea să-i acopere, să-i protejeze de ploaie cameramanul televiziunii spaniole. Vogt acesta este singur. Este o etapă cu 3 puncte de cățărare, toate de categoria a doua. Și se termină în ascensiune la Oniati. De la Țasul la Oniati avem la finalul acestei etape cățărarea de categoria a doua către Aranțațu Oniati. În clasamentul general, Aito Rosa are 2 secunde avans față de un grup format din Danilo Di Luca, Patrice Algan și Davide Rebellin, 5 secunde față de Damiano Cunego, 7 față de Joaquin Rodriguez de la Sonier Duval și Denis Menciov, câștigătorul turului de anul trecut, 12 secunde în fine față de Michael Bugert. Astăzi însă vor fi în sfârșit schimbări. Michael Bugert. Da. Vor fi schimbări în ierarhia generală. Era Michael, știi? Pe ce multe ori să spună, aia numai pentru nemți. Danezi, olandezi. Dar nu, dar și uite că ai însuată cuiva, nu știu, din zona aceea. Nu, că noi nu suntem nemți. E clar. E ca și cum i-ai spune lui George, de la noi Gheorghi. Sau ca și cum i-ai spune lui Constantin. Siuțu Constantin. Exact. Eu spun că până la locul 23 în ierarhia generală există încă șanse. Evident, unele mai mici, altele mai mari, de a câștiga această competiție. Adică până la David Moncoutier, unul dintre învingătorii de etapă, de asemenea pe cățărare. Care are 20 de secunde întârziere. Da, este ultimul cu întârziere în marja aceasta de 20 de secunde. De la 30 de secunde în sus, e teamă că devine aproape imposibilă încercarea de a câștiga turul țăribașilor în etapa de astăzi, plus contratimpul din această după-amiază. Comunitatea valenciană are o idee în spatele căștilor pentru această etapă. Vreme înfiorătoare pentru o etapă, să nu lași un câine afară sau un ciclist în ziua de astăzi. Comunitatea valenciană avea la un moment dat 2 oameni evadați. Da. Unul dintre ei era Jimenez. Asta e Munoz sau cine? Munoz a abandonat. Deci nu are cum să fie Munoz. Da. Au fost mai multe abandonuri, între care Axel Merckx, care n-a luat startul în această etapă. Suntem pe găina Astiria, cățărare de categoria secundă, a doua. Jens Vogt este în frunte. El a plecat foarte repede astăzi. Am impresia că e o registrare, să știi. Așa. A. E o registrare, păi cred că asta, Garabatutaco, Irudiac, cred că asta înseamnă. Ori înseamnă că stai capul imediat, ori înseamnă că e înregistrată... En léger différé, de exemplu. Să spui și de ce, pe această cățare el se afla la peste 60 de kilometri de sosire. Așa. Nu cred că este atât, din cei 93. Sunt mai sunt, când am intrat noi în direct, mi s-a spus o voce foarte suavă, așa, 43 de kilometri mai erau până la final. Cel care spune speaking? Da. Aici vremea e mult mai bună. Nu, era mult mai bună. Era mult mai bună. De asta, la un moment dat, ți-am spus că erau doi de Jens Vogt. Da. Unul era într-un tunel al timpului, da. Iar celălalt, iată, a ieșit și cumva la al treilea știu unde, la funeralile papei. Așa. Că am impresia că toată lumea e acolo. Da, au venit până la urmă totuși mai puțini decât erau anunțați. Era imposibil să ajungă totuși 4 milioane de oameni. Cu ce? Și un avion în cap 200. Dar suntem în penultima etapă a turului Țării Pașilor, dar astăzi se termină chiar competiția, pentru că ultimele două etape sunt programate în aceea zi. Aici avem înregistrat imagini cu Jens Vogt de pe una dintre cățărările acestei zile. O etapă care se termină în ascensiune la Aranțațu Oniati. Dar acum să nu ne fie cu păcat, dar n-aveam cum să ne dăm seama după acea indicație Grabatutaco. Da, că imaginile sunt în...
reluare sau Irudiac. Înregistrate. Graba tuta cu Irudiac înseamnă nu vă grăbiți să spuneți că e în direct. Da. Pentru că nu e în direct, e de fapt înregistrat. Cred că asta înseamnă. Asta înseamnă. Toate aceste lucruri sunt cuprinse în astea două cuvinte. Uite, cer senin, uluitor. Era. Nu știu, eu tot nu înțeleg. E... ce vor să ne facă? E un film din acesta, precum... 24 de grame sau cum era? Eu cred că nu mai avem semnal în zona unde a ajuns Jens Vogt. Asta cu planul trecut, prezent, viitor, între pătruse și da, un film psihologic, un thriller de ăsta prin pădure. De, da. A Iñárritu, așa, ceva de genul ăsta. Da, păi da, e clar, evident de ce, că Iñárritu nu-i din zona asta. Suntem pierduți. Da. Tot Basquiat ăsta care a făcut 20, cât 25, 26, cât era de gram? Nu știu. 24. Sunt doi ciclici de la Comunitatea Valenciană. Îi aveam acolo. Vreau să ne uităm un pic despre cine e vorba. David, că... David Latasa este și... Munios nu e sigur. Nu, nu, nu e Munios. E David Latasa și cred că e Eladio Jimenez. Am aflat că Latasa a devenit cel mai bun cățărător virtual. Ar trebui să știi ce înseamnă 21 de grame, atât când tărește sufletul tău. Nu știam. C'est pas grand chose, vraiment. Ah, totuși, nu așa se cântărește valoarea unui suflet. 213 David Latasa, da? Cel mai bun cățărător înainte aceste etape nu era el, nu era David Latasa, era Andoni Aranaga de la Caicu. Pentru un singur punct înaintea lui Latasa, acum a trecut Latasa înaintea sa, dar Aranaga e pe aproape. Și el a făcut parte din evadare. Se filmează amețitor, cu camera răsturnată. Ți-am spus, e ca un regizor din acesta recent de film. Horror. Horror. Filme bune, da. Iată, cât, cu câtă atenție a intrat în acel viraj Jens Vogt. Spunem că suntem tot în graba Tutaco Irudiac. Tot imagini înregistrate. În continuare, din câte putem bănui, Jens Vogt da. Era în frunte, este în frunte, va fi în frunte, chestiunile astea nu le mai știm. Eu spun că din pricina lipsei de semnal la un moment dat, cine știe pe unde a intrat și semnalul nu mai ajunge la noi. Atenție! Suseneco Irudiac. S-a schimbat. Imagini în direct, cred că de data aceasta. Nu știu dacă e chiar în direct. Atunci imagini cu munții, ce poți să spun? Suseneco Irudiac. Cred că până la urmă ajungem tot la sufletul de care vorbeai înainte. Într-o zi ca asta și cu asemenea imagini. Aici să nu însemne tot... cumva sfârșitul lumii, Suseneco Irudiac. Asta e. Aici ar fi plăcut și Papei să se plimbe din când în când, să știi. Da, da. A făcut de 29 de ori în conjurul lumii. Și de vreo 3 ori de la pământ la lună. Așa. Deci, kilometrii de călătorie acumulați, însumați toți, înseamnă de 29 de ori în conjurul planetei. Ok. Așa că putea să ajungă destul de ușor și în țara Bascilor. Avem o pauză înaintea noastră, în această etapă, din ultima zi a turului Țării Baștilor. Rămâneți cu noi pentru a vedea ce s-a mai întâmplat cu Jens Vogt. A weekend on wheels, the live lineup this weekend on Eurosport. From Jerez in Spain, MotoGP kickstarts the season. Exclusive from Monza, it's round one of the new World Touring Car Championship. And from Long Beach, California, the Champ Car World Series is back on the road. A weekend on wheels, the live lineup this weekend on Eurosport. Pop, pop, pop. Pop, pop, pop. Pop, pop, pop.
Eurosport.com, the sporting website. All the major football leagues live. The biggest tennis tournaments from the ATP and WTA. The Grand Slams, plus the Davis Cup and the Fed Cup. Everything from motorsport on two wheels and four. Follow the top events live. Or get in touch with Extreme. Enter the video world. All at Eurosport.com. Revenim în etapa a cincea a Turului Țării Paștilor. Într-adevăr, Zuzeneco primesc un mesaj extrem de inspirat, irudiac. S-ar putea să fie mesaj, s-ar putea să fie imagini din elicopter. Foyt, aflăm, este în fruntea cursei în continuare cu 3 minute. În spate, cei de la Insule Baleare totuși s-ar fi activat un pic. Urmare a acestui avans destul de mare, importantă lui Jens Vogt, care chiar dacă nu prea mai contează în ierarhia generală, totuși e un client serios și nu-l poți lăsa să ducă chiar așa la restaurant, să comande, să mânce și felul 1 și felul 2 și să nu ajungi lângă el nici măcar la desert. Da. Tocmai am fost sunat de un coleg de-al meu care e mare suporter al Bascilor și mi-a spus că noi trebuie să facem un singur lucru, să ținem cu Bascii. Și el ne va spune în curând ce înseamnă aceste indicații. Pentru că am primit și eu, ți-am spus, un mesaj extrem de inspirat. Pe care le vedem pe ecran. Da. Ce înseamnă? Imagini din elicopter, așa. Da, ceea ce era destul de ușor de dedus. Iată, nu știu, era, nu era, habar n-am. Iată ierarhia generală. Nu, de exemplu. Nu, n-am dedus, dar ele erau filmate din elicopter. Am fi putut să deducem, măcar să trăim cu impresia asta. Oricum, mulțumiri prea plecate cele care m-a luminat și nu mai acum. Suntem în prima parte a etapei a 5-a, după cum vedem. Petit A, Stage 5. Petit B, Stage 5, va fi în această după amiază. Clasamentul general pe care l-am citit ceva mai devreme. Nu sunt foarte mulți ciclisti spanioli, observăm. Doar 3 în acest clasament, care este populat de 4 rutieri italieni. Da, dar asta pentru că m-au indus în eroare. Iată, Aitor Rosa apare ca fiind italian. Nu, este o greșeală. Este basc în primul rând și în al doilea rând spaniol. No, deci, rectific ce spuneam înainte, sunt 4 spanioli și 3 italieni, dar pe ecran apare Aitor Rosa ca fiind un ciclist italian. E bine, în această zi se pare că putem să greșim în toate sensurile. Toți suntem italieni sau polonezi, să știi, în ziua de zi. Așa. Astăzi e voi. E adevărat că Menciov era greu să-i spui că e italian, dar puțină imaginație se putea întâmpla și asta. Imagini iarăși din Zuzeneco irudiac. Deci Zuzeneco înseamnă elicopter. Nu știu. Păi da, proiect e de la Zuzeitul ăla de mine, Zuzeneco. Ei sunt logici, văd da, că. Da. Bascii mult mai logici decât precum noi. Precum primele scriituri din pește, înțelegi, la Leco, de acolo, din peșterile acelea. Când răcâiai cu piatra pe piatră, da, îți ieșea Z-ul mai ușor. Nu, dar arătai un elefant, când scriei, desenai elefantul în propoziția respectivă, așa da. Și... Făceai un J apostrof elefant. Voilà. Acestea sunt imaginile clasice din țara Basiului. În fiecare an avem astfel de probleme și, de regulă, în ultima zi plouă torențial. Astăzi îmi dau seama zi de doliu, cred că este atmosfera cea mai propice. Mai puțin la Vatican, unde înțeleg că totuși soarele se luptă cu norii. S-au și adunat mulți acolo. E o bătălie undeva în anumite sfere. Da. Sunt 3 președinți americani și încă vreo 20 de... Dar să știi că delegația franceză, de exemplu, care a venit... Nu fi chiar toți sfinți care au venit. Să știi că s-au mai tăiat francezii între ei. Și era, de exemplu, ca să poată să vină cu soția la tăia pe Raffarin. Pentru că li s-a spus, nu puteți încăpea chiar toți. Și atunci el a mai început să facă... Bine că nu Bush Junior l-a tăiat pe Bush Senior? Nu, la americani era voie. Totuși... Nu, dar cred că au și niște afaceri împreună de... Din câte am văzut eu într-un film de ăsta documentar. Au, au. Bernadette-le la... O, pauză din nou. Welcome to a scorching new season of MotoGP. And no one can match
watch the coverage of Eurosport. We have the practice sessions, the warm-up and the races from all three classes. In MotoGP, Valentino Rossi is the man they all want to beat. In the 250s, the target is Daniel Pedrosa, while the 125 championship looks wide open. MotoGP from Jerez, qualifying Saturday 12:45 with the races Sunday 9:45, live on Eurosport, number one in motorsport. With Suzuki, ride the winds of change. Andalusia, home to the greatest sporting events. Andalusia loves you. To be the holiday of a lifetime. Sun, sea, sand, a warm welcome, good food and fine wine. And the hottest action in the world of motorsport, the World Rally Championship. See the world's top drivers pit man and machine against the elements on the sixth round of the World Series in Cyprus. Enjoy the thrills of top-class motorsport against the backdrop of a holiday island paradise. Catch the action from the 12th to the 15th of May. Don't miss the fun in the sun. System server powered by Intel Xeon processors. Consolidation made easy. Revenim în etapa 5 a turului Țării Baștilor cu atmosferă închisă, sumbră, cu imagini în direct lipsă, dar cu iată câteva indicații. Foc tare 2 minute 32 față de Blanco și la tasa cei de la Comunidad Valenciana și în total 3 și 19 față de Aranaga. De ce Aranaga? Aranaga, ți-am spus că evadase și el. A, este de la Caicu. Plutonul este la... nu se știe. În orice caz, sunt mulți cicliști care nu prea vor să... e logic asta, cel puțin asta ne imaginăm noi. Sunt mulți cicliști care nu vor să se dea de ceasul morții ca să-l prindă pe Foc, care încă o dată are o întârziere serioasă în ierarhia generală și în principiu nu mai are, nu cum să prindă din urmă pe nimeni din primele rânduri. Da. De ce? Pentru că au după amiază un contracronometru important, decisiv pentru acest tur al Țării Baștilor și chiar și într-o etapă ca aceasta, altfel foarte frumoasă, cu două cățărări de categoria a doua și apoi cu finalul tot de categoria a doua în ascensiune, nu vor să... își dea viața pe o asemenea șosea, să și riște să cadă pe o asemenea șosea periculoasă, știind că după amiază au contratimpul care decide totul. Și atunci îl lasă pe Foc. Dacă era o zi frumoasă, lucrurile poate ar fi stat altfel. Dar așa sunt prea multe riscuri. Iată, aici este explicația. 12 minute, aproape 13 întârziere pentru Foc din raport cu Aitor Osa, liderul clasamentului general. Cât poate să cumuleze Foc pe șosea asta? 4, 5, 6 minute, 7 minute, 8, așa, o chestiune, dar deja vorbim de lucruri aproape imposibile. În orice caz, nu mai poate să-l amenințe niciun fel pe Aitor Osa. În etapa de după amiază seară, contra cronometru de 9,3 km, diferențele între cei mai buni în acest gen de exercițiu nu poate să fie mai mare de câteva zeci de secunde. Un minut, hai, maxim. Suntem cu imagini în direct între timp. Semnalul se pare că a ajuns și pe strada lui Foct, care, iată, are 3 minute și 17 secunde. Aranaga e un personaj principal al acestei etape, pentru că, spuneam, el a plecat de devreme ca să-și apere tricoul acela de clown, de cel mai bun cățărător al turului Țării Baștilor, de fapt turul oamenilor cu basca pe cap, într-o explicație mai simplă. Basca astăzi este la modă, ele de sortie, cum ar spune francezii. N-ai cum să nu stai cu basca pe cap pe asemenea vreme. Știm că e o bască precum o corabie, precum o navă amirală, așa.
prin aceste păduri. Iată foc, dar aproape 4 minute față de Tropela, care înseamnă plutonul Rusei. Plutonul s-a predat. Da. Plutonul, dacă cei din față îi vor cădea poală ca niște fructe coapte, e bine, dacă nu, zice mersi. Dacă nu, nu. Da, e o pâine de mâncat pentru germanul Jens Vogt, un foarte bun ciclist de început de an. Puternic de la echipa lui Bjarne Riis, Team CSC, echipă daneză, care n-a strălucit adevărat în acest tur, dar Jens Vogt a început puternic, câștigând, de exemplu, turul mediteranean în acest an. În spatele său am văzut câțiva clienți și e important, de exemplu David Latasa sau David Blanco, pe ambii cheamă David, Andoni Aranaga, iată, de la Caicu, Caicu, undeva singur pe șosea. Cu acel tricou și este un om care a câștigat etapa a treia din turul comunității valenciene în acest an, în fața lui David Blanco, Alessandro Petacchi, Luciano Pagliarini, a câștigat după o evadare de 2 alături de David Blanco de la Comunitatea Valenciana, care se află și el în fața plutonului. Un pluton care lasă mizerie în urma lui, lasă cicliștii ăștia care sunt. Nu mai pot să ducă ritmul sau sunt prea obosiți ca să stea acolo la adăpost cu ceilalți. Deci Aranaga are o victorie destul de importantă în acest an. Turul Comunității Valenciene nu e chiar turul cartușilor din Australia sau nu știu. Da. Turul Comunității Valenciene, iată, e un tur deschis și altor echipe, nu doar Comunității Valenciene, fost Dar Chelme. Nu e Pro Tour. Nu, nu e Pro Tour. Adică sunt cicliști de la, de exemplu, Ion del Rio, Ion scris ca în românești, de la formația Andalusia Paul Versan. De exemplu. În Spania, de exemplu, turul Cataloniei, este în Pro Tour. Se va desfășura ceva mai încolo, stai că pot să spun când este turul Cataloniei. Da, sau Catalonia în românește. În românește se spune Catalonia, în spaniol e Catalonia. Pe 16 mai începe, se încheie pe 22 mai. Este e Pro Tour. Da, dar se desfășoară, atenție, în același timp cu turul Italiei. Foarte interesant. Da. E în Pro Tour, da. Și sunt obligate echipele să fie reprezentate și în turul Italiei și în turul Cataluniei, toate cele 20 de echipe de Pro Tour. Da. Așa e. Sunt obligate. Sigur, loturile s-au lărgit în acest sezon, sunt 26-28 de profesioniști într-o echipă. Și mai mult. Și mai mult. Să se ajunge până la 40 și ceva. Știi ce a făcut Lance Armstrong? A declarat recent, într-o vizită la Paris, încă Parisul este orașul ideal pentru găzduirea Jocurilor Olimpice din 2012. Fii atent ce a făcut acum, recent. A zis că Moscova. Nu, s-a întors la New York și americanii au spus, domnule, pe cum ai spus că Parisul, să spun nou. Din punctul meu de vedere, New York este orașul ideal, care merita și în 2008. Merită... Ça s'appelle comment, ça? De la loyauté. C'est pas avec un O que ça commence? Au port? Nu știu. Deci acesta este Lance Armstrong. Dar are bune aptitudini de un politic, da. Lance Armstrong. Nu m-aș mira să-l văd guvernator într-o primă fază al Texasului. În Texas, da. Și de acolo e ca un fel de primar al Bucureștiului. Când ești guvernator al Texasului, ești ca un soi de primar al Bucureștiului, ți-e deschisă pârtia către președinție. Să n-ajungă și el, vorba aia, un Petre Roman, până la urmă, care se tot candideze la președinție. Dar măcar un Schwarzenegger va fi. 5 km vor fi până la final? Da, n-are cum. Nu. Nu se poate așa ceva. Să fii înghițit, e sfort. Dacă spui asta... Erau 43 de km când am intrat noi direct. Cât să fi mers de tare și e sfort. Poate 5 până la vârful lui Alto de Asensio. Găina Asensio? Găina Asensio, da. A, foc e hotărât, să știi. Jens Vogt n-are niciun fel de probleme din punctul ăsta de vedere. El a plecat pentru victoria de etapă și pentru panaș, desigur. Încearcă să câștige cât mai spectaculos cu putință. 93 de kilometri cât are această etapă, nu e foarte mult. Vogt probabil că a avut niște probleme de sănătate, mă gândesc, zilele trecute, dar pare să fi recuperat. Altfel nu se explică cum a pierdut 13 minute.
fost la Credit Agricol. Da, dar cel care i-a dat un nou sens este Bjarneris. În ultima vreme se simte bine Jens Vogt de când a venit la CSC. Da. Iată-l evoluând de unul singur și îi plac asemenea condiții meteo. Este un ciclist din acesta care ține la greu. Acestea sunt cicliști care s-au retras în această etapă. Spuneam de Merckx, de Munoz, de Garate, iată-l și pe Oar Beascoa, care n-a mai rezistat. Poate că lui nu-i plac astfel de condiții. Colom de la insulele Baleare, ca și Arrieta, plin de cicliști spanioli aici, cu excepția lui Axel Merckx de la Davitamon Lotto. Ceilalți sunt toți spanioli, dacă nu cumva sunt basci înainte. Cei mai mulți dintre ei, sigur, sunt din țara bascilor. Hecatombă în acest an, în turul oamenilor cu basca pe cap, pe care îl urmărim. Deja din 193 de oameni care au plecat la drum, nu mai rămăseseră decât 165 înainte de etapa de astăzi, cu atât mai bine, aș spune, pentru contratimpul de diseară. Cu cât vor fi mai puțini pe listă, cu atât se va încheia mai repede socoteala acolo. Spun asta din prisma organizatorilor, care, dacă vremea va fi la fel de urâtă, vor avea probleme acolo. Am văzut oamenii de la insulele Baleare sunt firește fruntea plutonului pentru Aito Rosa și poate și pentru Alejandro Valverde. Dar a câștigat Vogt o etapă în turul mediteranean, două, trei în turul mediteranean. Și a câștigat și pe ansamblu. Și pe ansamblu, da. În acest an și o etapă în Etoile de Bessèges. Are câteva victorii în acest sezon competițional, 5 la număr. Diferențele s-au mai redus, parcă. Tot la 3.39. Dar asta probabil și pentru că a mai slăbit Vogt un pic. Îi spuneam un om care a făcut parte din cea mai bună echipă franceză de Turul Franței, pe care am văzut-o în epoca modernă, în 2001, dacă mai țin, au câștigat contra cronometru. L-au îmbrăcat cu Vogt în galben și apoi Vogt a câștigat și etapa 16 în acel an. Credit Agricol. Credit Agricol, da. Vogt însă a trecut la Bjarneris, așa cum au făcut-o mulți. Mulți care spun acum că la Bjarneris este raiul pe pământ. Sigur că nu știm ce vor declara ei de îndată ce se vor despărți de fostul câștigător al Turului Franței, Bjarneris, puternic suspectat că s-ar fi dopat până la refuz în perioada aceea. Adică ajunsese să bage în el droguri și le dădea afară. Atâtea erau deja încurcitate. Se spunea domnul 63%. 63% după nivelul de hematocrită. Mai avem 11 km până la final. Poftim. Iată, la Aranțasu va fi finalul și de la Aranțasu avem o transbordare până la Oniati, unde are loc contratimpul de, da, avem și o pauză. 9,3 km grei. Din 93 s-a pus virgula. Nu, asta e. Chiar grei, așa. Grei, da, avem o pauză. Greuți. Sigur. De la 6 și un sfert am impresia, 18 și 15 va fi transmisia directă a contratimpului. Am intrat la Oniati deja. Da. Am văzut o tabliță. Aici e contratimpul la Oniati. Aici. Nu mai are nicio transbordare, că aici e. Aici se întâmplă. Da. E Oniati, Aranțasu. Da, numai că vom urca un pic aici, da, asta sigur, spuneam. Da. Se urcă puțin până la Cățărare și acolo, mă rog, e un fel de cabană, așa. Și de acolo vor fi aduși cicliștii. Te dau ce e fierbinte, vin fiert. Exact. Prânzul lor, nu știm cum stă în acea ciocolată lichidă, niște turtă dulce, niște gris cu lapte. Vicente Belda dă indicații celor doi de la Comunitatea Valenciana la Tasa și Blanco, nu? David Blanco și la Tasa. Da. La Tasa, care a plecat cu un singur scop, era acela de a îmbrăca tricoul de cel mai bun cățărător. Blanco l-ajută în această tentativă. Ia să vedem cum sunt plasați cei doi în ierarhia generală, să nu cumva să-i scăpăm totuși din vedere.
nu se află niciunul pe prima pagină. Blanco este pe locul 57 la 2 minute și 9 secunde. E mai bine plasat decât la Tasa. La Tasa are 9 minute 47, dar amândoi au un avans substanțial față de Jens Vogt în clasamentul general. În 94, Jens Vogt, acum în fruntea etapei a 5, a câștigat cursa păcii, care nu este inclusă în Pro Tour, deși ar fi putut să fie. Ar fi putut să fie. Cea mai câștigată important în carieră. În 98 deja a câștigat tot etapa a 5-a în turul ciclist al Țării Bașcilor, acum 7 ani. Criteriul internațional, spuneam că este un specialist. În 99 l-a câștigat în ierarhia generală. Apoi în 2002 a câștigat o etapă, în 2003 iarăși o etapă, aceeași etapă, a treia, și în 2002 și în 2003 la Charleville-Mézières. Paris-Bourges a câștigat iarăși o etapă în criteriul internațional în 2004, în același an clasamentul general acestui criteriu internațional. Îi place mult. Sunt șanse bune ca el să câștige primul sector al etapei a 5-a și în acest an. În 2001 a câștigat etapa de la Sarau în turul Franței. Marele premiu al națiunilor în 2001. Are un palmares interesant. Nici marele premiu al națiunilor nu este în Pro Tour. La culmea, în 2004 a câștigat tot etapa a 5-a din turul ciclist al Țării Baștilor. Arată ca o leoaică care a reușit să a înșfăcat o gazelă, un pui de gazelă, și se uită în toate părțile. Să vadă dacă nu vine cineva să înfructe. Exact, Aito Rosa. Da, nu, are un, de fapt, impermeabil și nu știe cui să-l dea. Păi l-a plasat lui Valverde. Deci, atenție, este în poziție de a câștiga a treia oară în cariera sa, etapa a 5-a din turul Țării Bașilor. Jens Vogt. Are o fixație pe etapa asta a 5-a. Da, e un colecționar de ăsta tipicar, așa. Nemț. Da. Într-un cuvânt, nemț. Ca și cardinalul care oficiază slujba de la Vatican. Reținez. Da, și care pleacă cu șanse și el să ajungă papă. Dar un procent destul de mic de dintre cei care au fost previzionați a fi sau presupuși a ieși papă din conclav s-au adeverit ca și pronostic. Au fost multe surprize, da. Se pare că se știe un singur lucru. Nu va mai fi un papă polonez. Asta e totuși destul de clar. Deși e un cardinal polonez, da, trebuie să fie. Exact, este. Da. Șansele sunt totuși mărunte de tot. Mai degrabă cel din Honduras, de la Tegucigalpa, are șanse mai mari decât cel polonez. Să nu fie cel care căsca. Cred că e din Mozambic care căsca. Avea o gură de hipopotam. Se plictisea, ce să facă. Voiajul a fost lung de la Maputo până la Roma. Mai ales cu Air Mozambic, dacă vii. Da, pe aia cu Air sau Alitalia. Da, nu, dar de acolo cu Air Mozambic a venit. Ajungi mai greu. Intermediar. Da, aici a trecut foc de mult. A trecut de mult. Acum 2 minute și 35 de secunde. Foc a luat toate sprinturile intermediare de astăzi. Cele 3. A început cățărarea și mi-e teamă că nu e prea plăcută. După atâta timp de pedalat pe ploaie, pe vânt, Aranțasu are 8 km cu o pantă medie. Nu se știe, dar în orice caz, primele momente, panta este, cred că chiar aici, de 11,9% importantă. Foc se luptă, știe că ar fi îngrozitor pentru el, pentru moralul său, să piardă atât de aproape de sosire. Iată un german care n-a fost niciodată la T-Mobile sau Telecom. Nu. Principala echipă germană. La 3.27 plutonul Tarteco Elmuga. Da, a mai recuperat un pic plutonul, că erau 4 minute aproape. Da. 3.50 a fost la un moment dat. Da. Blanco a lăsat-o mai ușor. I-a dat drumul la Tasa. I-a dat drumul din Lesă. Așa îl cheamă, la Tasa Lasa. Da.
Interesant de văzut dacă îl va putea ajunge din urmă pe foc, pentru că la tasă acum, după ce a pus mâna pe tricoul celui mai bun cățelător, va vrea și victoria de etapă. Așa sunt ăștia. E Blanco până la urmă. E Blanco. Atunci se că la tasta s-a văzut cu saci în căruță și l-a lăsat pe Blanco să ducă el pentru victoria de etapă. Avem o variantă pentru orice situație a realității. Sigur. Da, așa e și bine. A înflorit. Timid așa câțiva copăcei în țara Bașilor. Știu că ei prea au multe șanse să rămână în această stare. 7 km până la final, dar sunt 7 km duri. Spuneam aici, panta este undeva 9,5%, 11,9%, pe care se mai îndulcește 6%, 4%, 4,5%, mai apoi 6,5% și 3,5% la final. E favorit totuși Jens Vogt. Da. Ales că, așa cum spuneai, el e un ciclist încercat, îi place greu. Este un atacant prin excelență în Turul Franței, așa s-a remarcat. Ăstora le place să sufere. Da, atacuri repetate, kilometri mulți, mulți de evadare, solitare sau un grup. Nu este neapărat un cățărător, dar are o mare capacitate de a îndura greutății, durerile care sunt provocate de această ascensiune. E și experimentat. Iată, are foaia mică și pinionul cel mai mare, am impresia, este practic pe cel mai ușor de împins angrenaj al bicicletei sale în acest moment și tot abia înaintează. Sep că e destul de obosit. Chiar la început, panta este cea mai abruptă. Da, vedem 6,4 pe ansamblu, cei 8 kilometri. Da, suficient oricum. Bine, bine, David Blanco. Asta spuneam, cu totul alt ritm merge David Blanco. La fosta echipă Chelme, e normal. Toți chelmarii erau cățărători prin vocație. Fundul pantalonilor însă s-a schimbat, eu spun rău. De la acel verde pe care știa toată lumea la un bleu marin, așa, albastru de vreme urâtă. Clipa am crezut că îl văd pe Vogt în față. M-am speriat. Nu era chiar el. Avansul lui Vogt s-a mai subțiat, dar iată că totuși păstrează peste 2 minute avans față de Blanco. Încă o dată, am în vedere că și panta se mai îndulcește. Aceste minute ar trebui să fie suficiente lui Jens Vogt până la urmă pentru a câștiga etapa. Ar fi meritată această victorie. Oamenii încep să-i încurajeze pe cățărători. A plecat de la kilometru 10. Îi spune că e Jean Robic, dar la caz desert. Pe Izoar. În alt context, totuși Izoar sau turul oamenilor cu basca pe cap. Dar după cum sunt imagine, cam așa arată așa. Un pic mai împădurit aici, da. Și mașinile erau, cred că, un pic alte. Da, așa văzute, tot astăzi. Citroen de la început, Simca. Dujvo, Simca, da. De chevaux, pe jurile 504 sau că era. Punea cineva aseară, dacă ieși în decor cu un de chevaux, nu-i mare lucru, dar dacă ieși cu un Porsche. Jens Vogt și toată durerea sa, toată nevoia de și dorința de a îndura până la capăt acest calvar, e cu adevărat, aici se văd, se face diferența între cicliștii buni, mari și ceilalți. Se pare că există o capacitate de a îndura mai mare a unora decât altora, nu se știe cum. Voință, da. Trebuie să fii foarte puternic psihic, să nu te gândești că vine unul mai tare din spate, împotrivă să te ambiționezi în permanență. Lance Armstrong joacă la două capete, anunțând la New York că
orașul american este cel mai îndreptățit să găzduiască Jocurile Olimpice din 2012, desemnarea candidaturii se va face peste fix 89 de zile. Când Comitetul Olimpic Internațional va atribui candidatura unuia dintre orașele care sunt în cărți, încă Paris, Madrid, Moscova sau New York sunt patru dintre orașele bine plasate. Eu zic că între Paris și Londra se joacă cel mai strâns. Da, și Londra e pe listă, da. Londra se pare că ar avea un mic avantaj față de Paris. Pentru că e Londra. Iată, publicul din țara Bașilor, cu adevărat fierbinte astăzi, într-o atmosferă atât de rece. În ziua în care Comitetul Olimpic Internațional a fost în vizita aceea largă prin Paris, era o grevă generală în capitala Franței, au trebuit să-i ducă pe străduțe lăturalnice pe unde nu erau sindicatele. A fost destul de greu. Iată cât public aici pe această cățărare la Oniati. Aranțasul. Bascii care căpătaseră liber să vadă funeraliile papei, da, au ieșit pe stradă. Dar pe intră în loc, se uită la funeralii. Da. Turul, de la Rabobank acum. Turul trece repede. Rabobank cu Denis Menciov încă o dată, care e încă în poziție foarte bună, să știi, Menciov. La 7 secunde. Perfect. Nu s-a văzut deloc, dar e la 7 secunde. Di Luca se pare că a atacat. Damiano Cunego se pare că a încercat să-l urmeze. La 5 km să vedem. Tot pe foc îl vedem. Dar aici s-au mai simplificat lucrurile pentru el. Este o porțiune de fals plat chiar. Cunego s-ar putea să fie în poziția a treia de la Lampre. Să vedem dacă Di Luca a atacat, dar numai dacă a atacat, ca să am înțeles că s-a întâmplat, chiar dacă a rămas în fruntea plutonului după acel atac. Focht, acum cu o pantă mult mai accesibilă, evoluează în viteză mai mare. Tot se uită la fiecare. Atenție, Valverde pare să fie în dreapta șoselei acolo. Bugert vine în trena sa. Interesant, e o joacă de șoarece și pisica. Plutonul, cine va ataca? Se pot face diferență pe această cățărare, dar iată 7 secunde auzim pentru Di Luca în fața plutonului. Se pot face diferență, dar cicliștii trebuie să fie atenți, iată-l pe Di Luca. De altfel, cei de la Liquigas au făcut un forcing înainte, au pregătit bine terenul, exact cum pregătesc un atac. Pregătește un atac cu armată, cu lovituri de artilerie, pe care vine infanteria și și la ciclism. Di Luca... Îi dau niște pedale grele ceilalți în fața plutonului, în primă viteză mai și scapă unul dintre ei. Di Luca este lider în clasamentul regularității, dar nu poartă, văd că, un tricou distinctiv. Nu, dar e pe poziția a doua în ierarhia generală. Da. Atenție, la 2 secunde. Zece secunde pentru Danilo Di Luca. În acest moment el este lider virtual al ierarhiei generale. În spatele lui Jens Vogt, care s-ar putea să câștige etapa la 4 km de final, dar Di Luca a anticipat deznodământul în această zi, care se presupunea a aparține total semietapei a doua de după amiază seară contra cronometru. Evident că reprezenta o atracție prea mare acest final de etapă în cățărare, încât nimeni să nu încerce să evadeze, să facă figura celorlalți. Asta fără să își știrbească contratimpului totuși importanța sa. Da, și mai ales că trebuie să știi exact ce vrei să faci și câte forțe, de câte forțe dispui. E ok să câștigi cu 30 de secunde aici, dar dacă rămâi fără puteri pentru contracronometru, n-ai făcut nicio afacere. Di Luca are un avans bun în momentul de față de 11 secunde. Da. Plutonul în spate nu apare după acel viraj și Di Luca alege să dea pedale și mai grele ca să dispară cât mai repede din raza vizuală, să dispară total din raza vizuală a plutonului. Pentru că asta
va da o lovitură psihologică celor care îl urmăresc întotdeauna. Da, peisaje înfricoșătoare aici. Simplu și clasic au pregătit acel atac al lui Luca, oamenii săi de la Liquigas. Mă mir ce au făcut cei de la, mă întreb ce au făcut cei de la insulele Baleare. O echipă totuși se bronzau. Mediteraneană, e adevărat. Se bronzau la soare. Iată, Di Luca dispare iar din vederea urmăritorilor săi. 3 km până la final pentru Jens Vogt. În spatele său este David Blanco. Blanco, ți-am spus, da, se petrec lucruri ciudate și nu știu dacă astăzi ar fi momentul. Da. David Blanco la 2 minute și 9 secunde este în ierarhia generală. Di Luca a luat 17 secunde plutonului. Reamintim că doar 3 secunde ar fi suficiente pentru a îmbrăca tricoul de lider în contratipul de după amiază. Sigur că are nevoie de cât mai multe, el nefiind chiar un specialist la contratimp. Nu. Are nevoie de cât mai multe, dar se pare că deocamdată a reușit să facă o diferență. Trebuie doar să se țină de ea. 13 secunde totuși. 18, până la 18. Ceilalți s-au calmat. Da, s-au calmat și poate își dau seama că ar putea să-l depășească destul de ușor la contracronometru de după amiază seară, dar depinde și de diferența pe care reușește să o aibă la final Di Luca față de Pluton. Dacă sosește cu un minut, va fi destul de greu să-l dai la o parte de pe prima poziție ierarhiei generale. Interesant duelul și din frunte între Vogt și David Blanco. Nu mai știm unde este Blanco, dar Vogt pare destul de decis. 2 la plus 2. Asta înseamnă locul 2 la 2 secunde diferență față de Aitor Osa. Di Luca învingător în prima etapă. Da, a purtat tricoul de lider odată. I s-a pus în cap o bască din aceea, care l-a apărat foarte bine de ploaie acum. Interesant totuși că Damiano Cunego până la urmă n-a reacționat așa cum s-ar fi crezut, deși are forțele să o facă. Și probabil că aici se poate detecta o anumită solidaritate italiană. Cei doi mari cicliști italieni ai momentului, Ivan Basso și Damiano Cunego, au ales în acest an să concureze amândoi și în turul Italiei și în turul Franței. Ceea ce, la urmă, ne dă un plus de spectacol. Da, și e un motiv de îngrijorare pentru Lance Armstrong, totuși. E, nu, până aici nu mai știu ce. Deci chiar așa nu. Dar pentru Jan Ulrich. Da. Anul este. Deja Basso a fost și l-a îngrijorat bine anul trecut. S-a clasat peste el. Cum ar trebui să-și pună Ulrich problema? Lenz, deci este primul loc s-a dus. Mai rămân două locuri pe podium. Și e în formă mare dacă iar de glume de astea să spună că Parisul e favorit la organizarea jocurilor din 2012. După aia să spună că nu, de fapt New York este alegerea sa. E clar, și-a revenit după ce o părțeala de tricouri. Am văzut-o pe Sheryl Crow. Cu tricourile lui? Da. Am văzut-o, Eschelete dar... Bell. Stai să spun ce a făcut. Deci a decupat, a tăiat toate tricourile și a făcut o fustă. Și a făcut o fustă, dar totuși, acolo unde ar mai fi putut să pună un tricou, a lăsat gol. Mm. Adică, na, știa ea cum să-și aranjeze. În față totuși. Sau în spate? Un pic în... Era un pic în lateral, așa, da. Dar cum arăta suficient vreau? Ca cum să... Arăta? Impecabil. Lenz era lângă ea, să știi. Impecabil. Deci un galben... Remarcabil. N-ai fi spus că e făcut din tricourile de lideri din turul față. În ce caz, Credi Lyonnais nu apărea. Să știi. Și niciun alt sponsor. A luat numai părțile de galben. I-l-a hăcuit. I-l-a... Ca niște pete, ce așa erau. Puse. Arăta nici frumos. Vreau să știu despre arăta frumos. Dumnezeu, nu vreau să știu despre asta. Am înțeles în istoria ciclismului s-au întâmplat multe, s-au tras focuri de armă, s-au aruncat cuie înaintea bicicletelor adversarilor. Lui Eddie Merckx i-a aruncat cu o piatră în ochi, au aplicat un pumn la ficat în timpul unei curse, au murit oameni. Dar asta să-și facă rochii, o rochie Sheryl Crow din tricourile galbene, așa ceva. Domnule, ți-am spus, ori Lance Armstrong a cucerit prea puține tricouri galbene ca să o acopere cu totul. Ori nu-l interesează absolut deloc, domnule. De ce să nu-și facă o rochie din banii pe care acces? Să ia bannotele alea, să le hăcuiască pe aia, să le decupeze, să-și facă din ele. De ce nu?
Da, totuși cred că la bani Lenz a spus, hai să vedem un pic. N-ai vrea tricourile galbene? Lenz sau Sacheri? O fi spus. Danilo Di Luca se depărtează ușor, ușor de Pluton la 2 km de final. Foc practic a câștigat cursa, ce să mai zicem. Că nu-l vedem nicăieri pe David Blanco. Iată-i pe ciclise, pare că e un pic de agitație acolo. La 2 minute de Jens Vogt, bine întins Plutonul sau ce-a mai rămas din el. Se joacă strâns. Di Luca a revenit la 12 secunde tocmai pentru că a accelerat cei din spate, dar ar fi interesant de văzut cine a accelerat. Iată unde se încheie etapa. Unde Vogt? Îl căutăm, dar nu-l găsim. O fi mai în spate un pic? A? Poate. Aici intrarea în ultimul kilometru. Da. Am impresia. Păi Vogt a intrat, nu în ultimul kilometru. Să vedem. Dacă are 2 minute și ceva avans, trebuie să fie intrat. L-am pierdut pe Vogt. Să nu-l fi mâncat ursul. Sau pur și simplu să fie ieșit un basc. De undeva din mărăcinișul ăsta. A, uite-l. Ăsta-i Blanco. Ăsta-i Blanco. Unde-i Vogt? Că e o echipă legată puternic de Sfântul Scaun, de Papă, Amore Vita. Era o echipă a Vaticanului, chiar de ciclism, care probabil că este cu adevărat în doliu. Danilo Di Luca în spatele lui, David Blanco. Nu știm în continuare unde este Jens Vogt. Ne interesează de cursa. Câștigă Jens Vogt și îl prindem în fine chiar pe linia de sosire. Victorie pentru Vogt, care pentru a treia oară în cariera sa câștigă a 5-a etapă din Turul Țării Baștilor. A câștigat-o 98 anul trecut și anul acesta. Numai etapa 5-a e plăcerii din Turul Țării Baștilor. Avansul lui Vogt nu ne interesează absolut deloc, pentru că el nu avea nicio legătură cu ierarhia generală. Ne interesează cursa de la locul 2 în jos. Nici David Blanco nu foarte mult. În schimb ne interesează mult de tot Danilo Di Luca. Da. Mai ales pe fete, e băiat drăguț, să știi. Atenție, se apropie însă și sunt câțiva oameni care s-au desprins de Pluton. S-ar putea să nu-i mai rămâne lui Di Luca mai nimic. Nu. Mai nimic. Atenție, sunt în ultimul kilometru, aici este David Blanco, nu? Așa ar trebui. Sau o Nălucă, nu se știe. Blanco e. David Blanco de la Comunitatea Valenciană, care va sosi al doilea, aici e sigur, el va sosi al doilea. Bine, dacă ia un minut Plutonului, e bucuros. David Blanco s-ar apropia și el în ierarhia generală destul de bine, să vedem. A sosit la 1.14 de bătălie mare, bătălie mare între Di Luca și Pluton. Di Luca trebuie să-și păsteze câteva secunde, pentru că astfel va cuceri tricoul galben, să vedem. După el s-a luat Osa chiar, să vedem secundele. Atenție, una, două. Incredibil, se joacă acolo undeva. La 2 secunde Aitor Rosa în spatele său, liderul clasamentului general, diferența dintre ei în ierarhia generală fiind tot de 2 secunde. E, cine a luat tricoul galben? Ar trebui să fie la egalitate și în aceste condiții totuși Di Luca cred că ar fi în față. Eu zic că totuși câștigătorul meciului dintre cei doi este Aitor Rosa, da, care nu s-a întrebuințat serios și a păstrat rezerve de energie pentru etapa contra cronometru de această după amiază seară. Iar Di Luca, până la urmă, după eforturi grele, n-a reușit mare lucru. Nu. Sigur că Di Luca nu este avantajat de situație. A pierdut pe final.
Plutonul a știut cum să acționeze, sau mă rog, oamenii care erau importanți acolo. Și Plutonul a venit fărâmițat bine. Suntem în așteptarea clasamentului general, care contează și a fost bulversat oricum. Deși am impresia că în spatele lui Osa au sosit cam toți pretendenții. Fie că este vorba de Rebelin, de Cunego, de Patrice Algan, de Denis Menchov sau de Michael Bugăr. Dar nu știu dacă în același timp cu Osa. Poate la o secundă, două în spate. Într-un contracronometru de 9 km... Poate să conteze. Da. În ce caz, victoria lui Jens Vogt a fost clară. Blanco a fost al doilea. S-a bucurat. Blanco, da, a venit însă cu o diferență minimă față de Pluton. S-a și rugat un pic, parcă. Nu recuperează mare lucru. Da. Și ia să vedem aici, vine Di Luca, care cu siguranță măcar o secundă i-a luat lui Osa, dar eu cred că poate fi vorba și de două. No, da, și eu zic că e lider în ierarhia generală. Nu, eu zic că au fost chiar două, să știi. Eu zic că au fost mai mult de două. Două au fost. Va fi la egalitate, spun eu, Osa cu Di Luca. Eu zic că au fost trei. Atunci ar fi o secundă, da. Dar chiar dacă sunt două, cred că Di Luca e lider. Că e lider și în ierarhia pe puncte. Da, să vedem. Și nu a avut niciun contracronometru. Indiferent cum stă situația, Osa a ieșit bine. Osa a ieșit bine, chiar dacă pierde tricou. Di Luca nu s-a distanțat față de el, deși ar fi putut să o facă, pentru că la un moment dat erau 19 secunde și lucrurile păreau clare. Acum contracronometrul de astăzi, în partea a doua zilei spre seară, nu este niciunul foarte greu, dar nici foarte simplu. E valonat în aceste condiții meteorologice care, dacă se vor păstra așa, vor pune o piatră în plus, va atârna o piatră în plus de picioarele cicliștilor. S-ar putea să aibă influență destul de mare, condiții de cursă asupra evoluției cicliștilor. Uite cum au născut castelele acelea și din stânca acolo. E mănăstire aici. Cred că dacă există televizoare în mănăstirea asta, nu se uită la turul țării Baștilor, cei dinăuntru. Cred că astăzi, chiar în aceste momente, au ceva un pic mai interesant și mai important pentru ei. Mai interesant, neapărat, dar important pentru ei de văzut. O rămășiță de Pluton care a venit la 5 minute. Cred că nici nu au turul țării Baștilor pus în memoria televizorului de la mănăstire. Mai sosești cicliști, iată. Și totul se va juca la contracronometru. Atenția Damiano Cunego, atenția Davide Rebelin, atenția Denis Menchov, să-ți mai spun. Atenție la cine? Leonardo Piepoli, atenție la Dario Frigo, la Alberto Contador, atenție. Da, la Contador e bun la contratimp, da. Dar totuși Contador are 18 secunde Contador întârziere. Atenție la Valverde, de asemenea. Da. La Michael Rogers, atenție, la 20 de secunde. La Bradley McGee, foarte bun la contratimp. La Bobby Julie, foarte bun la contratimp. Și David Boncutie, poate. Dar în orice caz, aș miza destul de mult pe Cunego, Rebelin, Menchov, cine sunt destul de mulți. Frigo, Contador, Valverde, Rogers, McGee, Gilic. Clasamentul etapei, ia să vedem. A, până la urmă e o singură secundă. Nu pot să cred. Ce nu spui, pot să ce cred. Spui de asta? Păi no. Totuși Osa e basc. Stai un pic. Da, dar chiar așa. Hai, dumne, că n-a fost o secundă. Osa, în schimb, pentru că e basc, are 3 secunde față de Cunego. Da. Și Perdiguero, care nu e basc. Nu, dar Perdiguero lasă încolo. I-a luat 3 secunde lui Cunego. Nu pot să cred așa. Cred că exact invers au fost. 3 secunde între Di Luca și Osa și o secundă între Osa și Cunego. Să sperăm totuși că este oficios și nu oficial acest clasament. Nu putea fi o secundă, erau două măcar. Haide, că erau două clar, aș spune. Sigur. Erau două spre trei, dacă nu erau trei. Da.
Și eu sunt de acord cu asta, că e mai degrabă erau 2-3 decât 1-2. Rușine! Nu știu să fie costul. Patrice Algan, am observat, n-a venit cu acest grup. Deci Algan iese din cărți, era pe locul 3 în ierarhia generală. N-a sosit, sau cel puțin nu l-am văzut pe ecran, poate că era o greșeală. Clasament general, o să are o secundă față lăsați-mă de Diluca. Lăsați-mă să râd. Rebelini la 5, cu Nego la 8. Extraordinar, astea sunt chiar lucruri care... În fine. Da, o să e fix 18 ore. Incredibil. Dar am fost furați pe acest final, e clar. A fost mai mult de o secundă. Da, evident. Evident. Hai că mai vedem o dată, poate. Am impresia că s-a uitat la un ceas de ăsta ca al nostru, așa. Da. Cu ăsta hai că mai vedem o dată. Și ne uităm și sus, că vezi că sus măsoară secundele, ia. Atenție. Nu știu dacă o să ne mai arate. Da, ne arată. Dacă nu ne arată, chiar că, ia. Atenție. Aici, unde e linia de sosire, da. Aici, atenție. Uite-te. Acum, 32, 33, 34, e clar. Au fost două. Aia, poate totuși n-au apucat să încheie două, nu știu. Eu spun că se va mai discuta la masă astăzi până diseară să vedem dacă nu se va reveni. Domnule, la proces, la recurs, la minutul 91 să se discute. Exact. Noi spunem că e furt pe față. Revenim după amiază cu contratimp.